Fac o salată de varză. Da? De varză murată? De varză murată. O aduc aici? Fii atentă. Eu sunt ucenicul azi, da? Da, te rog. Ia să vedem. Hai să punem aici. Deci, ca să iasă o salată de varză tăiată ca lumea, se scot foile. Da. Deci nu se taie. Noi am învățat că e varza și țac, țac, țac. Da. Nu, foaie cu foaie. Ca să iasă, trebuie foaie cu foaie. Înțelegi? Una peste alta, așa. Da? Și de aici fac și eu? Fă și, da. De ce se face așa? Să iasă ca niște tăiței de ăștia finuți, așa, și în final nu pui... Contează și cum arată, nu? Contează doar ce mănânci. Eu confirm că e bună treaba. Nu știu ce se poate abține. Deci fii atentă. Doar să se uite. Am pus asta aici și ce-i facem? Fii atentă. Un pic de ulei, nu? Cum am învățat noi prin copilărie. Da. A, și cu semințe. Nu semințe, asta sunt stafide. Stafide, da, mă gândeam. Stafide. Ne recem semințe așa, semințe, generic. Da, așa. Stafide, nucă. Da. Îți fac o salată de asta de... Fărâmată cu mâna, așa. Așa, bun. Îi pun aceste fructele. Boabe de... pădure, aceste fructe și acum am un ulei să dea un pic acrișor după dulce acrișor. Am un ulei presat la rece, îi pun o puțină dulceață de asta de așa și amestec. Și să-mi dați o farfurie de aia, măi copii. Astea nu sunt bune? Ba da, bine. Una rotundă. Una rotundă, mai măruță așa? Și o mai, da. Îi mai pun puțin ulei. Ce bună! Așa, trântim asta aici. Da. O mai garnisim cu puține fructe. Da. Și îi mai stoc și puțină portocale. Zeamă de portocale. Mamă, dar cum arată? Și nu e nicio problemă, suntem la bucătărie. Așa. Ne permite. Și mirosa portocale. Da. Așa că, ce parfum! Da. Mai bun pentru ziua asta, poetică. O salată de varză pe care am mutat-o cu totul și cu totul altă zonă. Ia deci să vedem. Știam noi de obicei, știi? Ia să vedem dacă am mutat-o, că eu nu cred nimic până nu probez. Deci dulceața stafidelor pe care părinții noștri le băgau numai în cozonaci, împreună cu uleiul ăsta natural de aia, cu clâdva asta. Nu e minciună când spun că e absolut delicioasă. Da. Delicioasă, excelentă. Eu, la un moment dat, m-am gândit că tu mănânci numai plante, chestii și m-am speriat. Pe urmă am aflat că... Da. Sunt moldoveancă. Da. Ești moldoveancă serioasă, da. Moderația e importantă. Da. Nu să mănânci doar frunze, că... Nu mânca toată, că trebuie să o filmăm. Pare foarte rău.